Școlile nu se vor închide pentru elevii din anii terminali, chiar dacă predarea se va face în sistem online. Structura anului școlar va fi modificată. 20 de zile de vacanță pentru elevi. Aceștia vor avea 10 zile pentru Paștele Catolic și alte 10 zile pentru Paștele Ortodox. Cele două săptămâni de vacanță suplimentare se vor transforma automat în zile de școală cu prezență fizică. Grădinițele vor putea solicita efectuarea unor activități didactice în prezența copiilor, desigur cu avizul Direcției de Sănătate Publică. Prezența fizică va fi condiționată de respectarea regulilor în școli, dar și de bunul mers al campaniei de vaccinare pentru personalul din învățământ.